Avocatul poporului critică decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide doar 139 de secții de votare în străinătate la alegerile parlamentare din 11 iulie. Maia Bănărescu susține că hotărârea încalcă dreptul cetățenilor la vot și trebuie revizuită. Bănărescu afirmă că acest drept este prevăzut în Constituție și în tratatele internaționale la care Moldova este parte, iar statul este obligat să-l asigure. Totodată, ombudsmanul a mai precizat că experiența ultimelor scrutine electorale a demonstrat că e nevoie de mai multe secții de votare. Precizăm că și guvernul a solicitat Comisiei Electorale Centrale să revizuiască decizia referitoare la numărul de secții de votare deschise pentru diasporă. Potrivit premierului interimar Aureliu Ciocoi, executivul nu a dat niciun indiciu că nu ar exista resurse financiare pentru a deschide un număr mai mare de secții. Cu o reacție a venit și Ministerul de Externe, care a precizat că, în data de 4 iunie, a primit un demers din partea autorității electorale referitor la constituirea a 162 de secții de votare.